Bună seara, bine v-am regăsit. Asta mi era dedicată mie. Adevărul că la 39 cu 2 aveam când am plecat de acasă. Încep să te gândești cum se bate la poarta Raiului. De două ori. Mă rog, care e ritmul de bătut la Sfântul Petre? Bună seara, bine v-am găsit. Se spune, dacă e adevărat ce se spune, fetelor, că oamenii deștepți, că oamenii deștepți răcesc vara, atunci eu ar trebui să fiu candidat la premiul Nobel, nu să fac emisiunea asta la Antena 2. Dar de la ce ai răcit, măi, Mihai? Cum? De la ce ai răcit? N-auzit? De la deșteptăciune? Tu nu știai pe asta, nu? Trebuie să primești premiul pentru da. Așa deștept. Vorba mai oribilă n-am auzit în viața mea. Ba da, am mai auzit-o pe aia cu... E nebun cu acte. Știi? L-ați văzut pe ăla care a pus bomba în sala de examen la Iași? Am auzit. La Universitatea Ioan Cuza? Are și acte, nu? Băi, ăla nu face deloc pușcărie, scapă. De ce? Că e nebun. Asta e bomba, de fapt. Pentru că e nebun cu acte. Deci în țara asta, mult mai mișto decât să fii politician. Sau miliardar. Sau Mihai Morar. E mult mai mișto să fii nebun cu acte. Ia să-mi fac și eu niște acte de asta. Frățioare, politicienii mai intră din când în când la zduc. Miliardarii mai dau din când în când faliment. Dar nebunii cu acte nu li se întâmplă absolut nimic. Doamne ferește, hai să mergem mai departe. Astăzi avem o emisiune cu totul și cu totul specială și, în mod normal, în starea avansată în care mă aflu, n-ar fi trebuit să vin astăzi să prezint emisiunea, însă așa emisiune v-am pregătit pentru această seară, încât cred că puteam să vin și cu perfuziile în mână. Vreți să... Da. Vreți să începem? Da, Mihai! Înainte să începem, vreau să vă anunț că și astăzi vă dăm un sejur de vis la hotelul... Știu că mă bălângă-ne așa un pic, nu? Hai jos, ia un loc! Domnul poliții, sunt turmentat! Dacă ai nevoie de ajutor, suntem aici! Un sejur la hotelul Inter din Venus. Trebuie să vă uitați la Reda Bun, mai încolo să vă spunem ce trebuie să faceți pentru asta. Și o tabletă de la quickmobile.ro. Asta este tableta pe care să navigați, să vă jucați, să... O ardeți distractiv în orice moment al vieții dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, în colțul roșu, astăzi, la Reda Bun, bătrâne Mircea, ești mai anemic decât mine. Așa. În colțul roșu, familia Țociu, doamnelor și domnilor, iar în colțul crem, familia Palaver. Ești la familia... Da, la familia mea, da. La familia Țociu. Bună seara. Să te stai în mijloc. Aplauze, hai, vă rog. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Este prima oară când... Este prima oară când vă văd eu cel puțin în formula asta. E, formula asta suntem de vreo 22 de ani. Da, acum producătoarea Roberta îmi spune în cască că de fapt e o singură familie, dar văd eu dublu din cauza febrei. Da. Deci sigur e și familia Țociu și familia Palade. Și Palade. Foarte cool îmbrăcat, Cornel. De mult timp n-am mai stat așa departe de el. Are ceva din coloristica burlacului lui Bogdan Vlădău.
Îmi place stilul lui vestimentar. Da. Tu ești mai serios, mai... Eu... Mai sobru. Am vrut să par slim așa la televizor. Slim fi, da. Da. Și m-am îmbrăcat mai pe negru. Balade și-a luat haina, știi, să ascundă pliul, știi, de-aia l-a luat. Înainte să începem toate poveștile despre cele două familii, aș vrea să dăm un telefon, pentru că astăzi e o zi tare importantă, un prieten de-al nostru, mare prieten al vostru, al vostru și al nostru, își sărbătorește ziua de naștere. Dacă puteți să dați un telefon. Acum? Nu știi? Nu știi acum e ziua? Stai, mă, să nu spui, Romica, să nu spui. Nu spun, nu. Alo? Nu răspunde, nu? Se distrează acum, n-are chef. Persoana căutată. S-ar putea să fie intrat apelul în așteptare. Încercăm să o sunăm ceva mai încolo, dar nu vă spunem pe cine sunăm, dar cu siguranță vă este foarte, 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 foarte drag. Și în continuare, Cornel nu-și dă seama a cui este... Nu știi că avem numai raci în trupă. Știu. Numai raci aveam în trupă. Știu. Și doi draci, voi doi. Da. Doi raci și doi draci. Care, erau trei. Și, păi, Mădălina nu era tot drag? Da, Mădălina Manole. Păi era la rând. Mădălina, Maria, Mirabela. Mădălina, Maria, la Mirabela. La Mirabela Dauer am încercat să sunăm. Cred că de aici e și melodia. Maria, Mirabela. Cred că da. Și Cătălin. Da. Tot drag. Bă, drag. M-am uit, ban stânga, ban dreapta. Nu știu care dintre voi s-a căsătorit primul. Bineînțeles că Palade. După sobrietate pare că tu. Nu. Nu m-am măsurat. Eu l-am găsit căsătorit pe Palade. Așa l-ai cunoscut? Așa l-am cunoscut. Căsătorit. Păi și tu nu erai? Nu. Când v-ați cunoscut? În toamnă. Eram liber. Eram în pauză. Că eu am avut erai pauză. Între. Da, da, între. Erai între. Între. Cum adică ai avut pauze? Tu... Da, eu am mai fost căsătorit odată. Ai mai fost căsătorit odată? Da. A, am înțeles. Și cât a durat pauza asta? Păi a durat pauza până am dat de Nicoleta. Uh-huh. Nu a fost mai. Auzi, știi cu cine m-am întâlnit la urgență? M-am întâlnit cu o prietenă de-a ta de la Craiova, este asistentă șefă la etajul 2 la chirurgie. O doamnă subțirică drăguță mi-a spus că te cunoaște și îți cunoaște prima... Da, prima dragoste. Prima dragoste, da. Îți dai seama de câți ani mă știe? Să-l pupați pe domnul Romică. Vă iubesc foarte mult, sunteți foarte dragi și am prins ocazia să o întreb dacă e căsătorită. Mi-a spus că da și m-a dezamăgit. Tardiv. Corect. Cele două doamne... Urmesc desigur. Doamna Palade, îndrăznesc să vă întreb pe dumneavoastră. Cum vă înțelegeți cu doamna Țociu? Foarte bine. Aveți? Deci da? Suntem prietene, ne cunoaștem de atâția ani. Vă întrerup puțin. De bună zile. Seara! Alo? Da? Sunteți casa cu fotoliu din odaie? Okay. Sunteți casa cu fotoliu din odaie? Nu, numai un pic. Nu vă supărați. Alo? Sunteți casa cu fotoliu din odaie? Casa cu fotoliu din odaie, da. Îl am pe băiatul de la mobil aici care trebuie să ia fotoliu. Romică Țociu, la mulți ani, Mirabela! Mirabela! Mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Și familia Țociu și familia Palade, îți spun la mulți ani! Mirabela, ești în direct la Raida Boni. Sunt Mihai Morar și... Cum? M-ați prins. Te-am prins. M-ați prins. Bine, în ce sens? Mirabela, am o rugăminte. Să ne spui totuși adresa exactă, să știm cum ajungem la tine. Că m-am chinuit să vin într-o seară și m-am rătăcit. M-am gândit să venit că am de tuns iarba în curte. Am de tuns iarba în curte și ceva să fac prin curte am. Mirabela, am ceva. Mirabela, am o surpriză pentru tine. Băieții s-au pregătit special pentru asta astăzi. Alin Pascal Band o să cânte melodia ta preferată, da? Eu știu că asta ți-ai fi dorit să cânte cineva de ziua ta. Aline, hai să-i arătăm Mirabelei cum se face. La mulți ani! Ia-o-s. Am plecat cândva de jos. Așa frumos, unde m-aș întoarce mâine. Ia-o-s!
de așa o să mai fie. La mulți ani, Mira! Cine v-a spus vouă că e piesa mea preferată? Ei, lasă, că știm... Știm multe despre tine. La Mirabela, Mirabela trebuia să-i spui, să-i răspund așa. Ca să spun, măi băiețel, eu vin tot din Israel. Știi că m-ai înțeles, da, m-am înțeles de la țară. Mirabela! Nu stai numai... Mihai, vreau să te rog ceva. Vreau să-i spun ceva, Mirabela. Mirabela, vreau să-l puresc pe Țociu, să știi. Deci, în pauză, a vorbit cu Bahmuțanca. I-am spus, nu mai vorbi, că Bahmuțanca este rivala ta la tigaie, înțelegi? Și am spus să nu mai facă dat. Eu n-am băgat-o în seamă pe Bahmuțanca. Auzi? Îmbărligăcioșilor, nu-i adevărat. Hai, îmbărligător! Mirabela e îmbărligător, n-am zis nimic de tigaie. Eu sunt convinsă, dar codosul ăla de la piață n-am dat. Mirabela, într-o lume plină de răutate... Cum a fost aia, mă? Mai există... N-a fost aia cu odaia, cum e aia cu tigaia, da? Mirabela, am luat un tort pentru tine de la... Eu mi-am deschis o cofetărie, se numește Cofetăria Maraș Cezar. Aștept să mi-l aduceți. Astăzi am stat toată ziua în pat cu febră și n-am avut timp să mă duc să iau tort. Așa că de acasă am comandat un tort de plastilină aștept pentru tine. Aștept să mi-l aduci. De la, ți-am zis, Cofetăria Maraș Cezar. Aștept să mi-l aduci. Dar să mă fac bine. Să mi-l aduceți. În seara asta cred că n-ai vrea să-ți virusezi toți invitații de la ziua de naștere. Aștept să mi-l aduci tortul, Mihai. Te și pup. Ne întâlnim joi, da? Unde? La Maria Dragomiroiu, cum mă? A, la ziua ei. Păi da. Am înțeles. Mirabela, să te ocup locul tău, să nu iei locul altuia, că ai văzut, te nasol la ei acolo. Unde? Eu am stat întotdeauna numai pe locul meu. Ăla, ferească. Ai văzut? Alții Miria, dar n-am cum. Ălălalte virusate s-au dus, aia, ferească Dumnezeu. Nu poți să știi peste câțiva ani. Doamnelor și domnilor, trebuie să traducem emisiunea de acum înainte, că nu înțeleg nimic din ce se vorbește. Da? Păi la Bebe, de ziua lui Bebe, așa. Noi o facem de 20 de ani. Și stai să mă pe soțul Mariei. Bebe, soțul Mariei. Și pe scaunele au stat Jean Constantin, Demrădulescu, Mădălina, Sașcă, au stat o grămadă. Și noi când făceam, după câțiva ani, făceam recensământul. Și vedeam ce scaune mai sunt lipsă, care s-a dus Dumnezeu să odinească. Scaunele goale, înțeleg? Scaunele goale. Și le scoteam de la masă. Și eu le spuneam, bă, vedeți grijă că acolo a stat... Romică, da. Romică, trebuie să-ți dau o veste tristă. Eu vă îndrept pe toți. Tu ne... Bravo, am văzut. Mirabela, la mulți ani, îți mulțumim mult, mult de tot. Știi de ce cred? Eu îți mulțumesc. Pentru că simți... Îmi dau seama că ai vocație, Mirabela. Cât am stat eu de ascunsă toată ziua, tot mai prins. Da? Bine! Da! Bine, te pupăm, papa, nu-i place? Da, asta și eu, am găsit un gaură de șarpe pe Mirabela. Unde? La roșu? Mult de tot și încă o dată la mulți ani. Mirabela e la roșu, știi? Da? Stă la acolo, roșu. Acolo, stă la roșu. Ne întoarcem imediat după pauză, întrebări incomode pentru familiile Țociu și Palade. Șoc, 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 în câteva momente, ne întoarcem. Altex, ai cinema la tine acasă cu o super reducere de până la 400 de lei la televizoarele Sony din promoție. Acum ai televizorul Smart Sony LED Full HD cu diagonala de 80 cm, conexiune la internet și suport de perete inclus, 300 de lei reducere la numai 1999,9 lei. Altex, cel mai mic preț din România. Orange vrem să-ți dăm mereu noi motive de bucurie. De aceea îți oferim noul abonament Tigru ca să comunici liber în orice rețea. Ia-ți abonamentul Tigru 30 și ai nelimitat minute și SMS-uri naționale, muzică prin Deezer și internet pe mobil din plin. În plus, îți alegi un smartphone la un preț special. Încă un motiv să fii la Orange. Caravana Cadena străbate România. Pitești 25 iunie, Craiova 27 iunie, Timișoara 1 iulie, Sibiu 3 iulie, Brașov 5 iulie, Iași 8 iulie. Hai cu noi și prinde-te în hora Cadena. Hai Oșeni, hai Moldoveni, măi, hai la 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 la
agasată, prea mult stres, destul. Reacționez. Sedativ PC acționează asupra tulburărilor de somn și stărilor anxioase. Sedativ PC, medicament homeopatic, fără dependență, fără somnolență. Warum? Acesta este un produs homeopatic și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Fiecare butoiaș de Almete conține doar lapte proaspăt de la munte și ingrediente naturale. De aceea, crema de brânză Almete are un gust inconfundabil. Almete, gustul pufos al naturii. Unele lucruri sunt ușor de învățat, altele mai greu. De aceea am creat Dettol No Touch, pentru a face spălatul pe mâini mai simplu. Dispenserul cu senzor eliberează automat doza optimă de săpun, eliminând 99,9% dintre bacterii. Copiii vor fi încântați să se spele singuri pe mâini. Descoperă igiena perfectă cu gama completă de săpunuri antibacteriene Dettol, gama recomandată de Societatea Română de Pediatrie. Caută în magazine pachetele promoționale Almete la un preț special. O zi bună începe cu noul Activia mic dejun cu extra cereale, cu doar 0% grăsime și mai multe cereale. Încearcă-l și tu acum! Reîntâlnește-te cu aromele Greciei. Săptămâna aceasta la Lidl ai iaurtul grecesc la doar 1,99 lei, delicioasele aperitive grecești la 7,99 lei, iar berea răcoritoare Mitos costă doar 2,99 lei. Află mai multe pe Lidl.ro. Într-una dintre legendele pragheze, se spune că alchimistul Tadeaș a căutat zi și noapte pentru a găsi secretul făuririi aurului. Maestrul nostru berar Staropramen are și el o rețetă secretă, hamei și malți de calitate, pentru a fabrica Staropramen, berea pragheză numărul 1 în lume. Așa că dă strălucire zilei tale cu Staropramen și spune în cehă Na zdravi! Cu Orange Prepaid primești fix ce ai nevoie. Orice opțiune ai alege, nu pierzi nimic din ce contează pentru tine. Poți să schimbi minutele, traficul de net sau SMS-urile neconsumate cu beneficiile dorite. Iar acum poți să faci două schimburi în fiecare lună, atât cu prietenii tăi, cât și cu Orange. Protecția la care te aștepți. Efectul răcoritor care te surprinde. Nou Protect and Refresh, spray cu efect răcoritor de la Nivea. DDB Red Hot Cherry, DDB Coco Grande și DDB Lime Mai Cola, por favor. Vara asta, distrează-te de bilioane cu Danone de băut. DDB Red Hot Cherry, DDB Lime Mai Cola și DDB Coco Grande, frate. Te pregătești de vacanță și vrei să eviți surprizele? Există surprize pe care nu le poți evita. Fenistil Gel calmează rapid pielea în caz de înțepături de țânțari, arsuri solare și urticarie. Fenistil Gel, aliatul pielii tale în vacanță. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De aproape 4 decenii, momentele de bucurie au o savoare specială. Silva, mândria berii românești. Ești un cățărător pe un versant încă necucerit. Ai rămas suspendat. Inima-ți bate puternic. Și te întrebi dacă vei reuși. Așa te-ai simțit la primul tău sărut. Lucrurile bune sunt mai aproape decât crezi. Cu noile abonamente Vodafone Smart, ai beneficii nelimitate și smartphone inclus de la doar 10 euro pe lună. Vodafone. La Raida Boni, astăzi avem o întâlnire
ca să nu zic o confruntare între familiile Palade, respectiv Țociu. Să vezi ce bătaie. Tot ce au ele mai bun. Vezi bătaie ce iese. Iese bătaie, nu? Da, dar voi vă vizitați așa? E un obicei? Și noi, eu cu Țociu nu m-am mai văzut. Mamă, de când n-am mai văzut? De duminică. De dimineață. De dimineață. Am lucrat la un cuplet. Facem un cuplet acum. Plecăm într-un turneu la mare de săptămâna viitoare și lucrăm la câteva numere de vară, așa. Și unde vă vedeți? La tine sau la... La mine. La Palade ne vedem. La tine, am înțeles. De ce face doamna Palade o cafea mai... Nu, face prune, cum le zice mănoane? Găluș cu prune. Găluș cu prune. Da, da. Noi în ungurește se spune gomboț. Gomboț, da. Gomboț. Eger. Deci v-a să zic că doamna Palade gătește mult mai bine decât... Nu, nici de cum. Nu? Și doamna Țociu gătește foarte bine. A fost o perioadă în care eu găteam foarte bine și pentru Cornel și pentru Romică cu vreo 19 ani în urmă. Da. Ea ne gătea. Ea ne gătea, da. Era un fel de... Și când plecam... Și nu, când nu, plecam... nu era un fel de nimic, eram... Și când plecam ne pupa pe amândoi. Cum adică? Păi nu, Cornel stătea la mine. Cornel stătea la mine și un taximetrist care întotdeauna vedea că iese Nicoleta afară și și-a la revedere de la mine și de la Cornel, i-a spus Zunu. Ce-o vezi pe doamna aia, da. Ce-i nevasta lui Romică Țociu și Cornel Palade, știi? Și cât a... Iertați-mi întrebarea, cât a durat menajul ăsta? Până s-a născut Cătălin. De acolo s-a spart gașca, că i-a reproșat Țociu că avea părul ca mine în cap și de-aia. Și... Asta știu povestea. Păi nu știi că e aia, că e proverbul ăla. Da, că prietenul la nevastă se cunoaște. Da, da, da. Tu știi, eu știu povestea asta, Cătălin, că tu ai fost foarte disputat în momentul nașterii pentru că aveai părul vâlvoi precum Cornel. El nu știu dacă știi. Am auzit și eu întâmplările la nașterea mea și după. Dar până la urmă te-ai convins că ești fiul lui da, Romică, nu? Da. Dar cu ce e diferit? Fiul lui Cornel Palade și Romică Țociu. Păi și Andrada Pupes, că e. Întreabă cine l-a învățat primele prostii. Unchiu? Mă rog, unchiu. Dar nu vreau să spun. I-a zis, zi, du-te și... Mai, și el a completat ce? De nebun. De nebun. Da, mai țin minte, îl bătea toate prostiile, da, da. Eu am zis toate prostiile, el a completat. De nebun. Pe la câți ani? Trei anișori. Trei. Andrada, tu ce ai învățat de la Romică Țociu? Șmecheria. Șmecheria? Da, m-am mai auzit eu că Romică era șmecheră înainte să fie la modă. Șmecheria. Asta e o caracteristică a voastră, a oltenilor? Nu, dar fără asta nu te descurci în București. Nu te descurci, nu? Nu, nu. Ești halit. Parat de prima oră când ne-am cunoscut. Eu nici nu mă știa lumea și mă dădeam la toți. Și ăsta, Palade făcea, bă, Romica, bă, lasă-mă, nu mai țipa. Bă, Cornelio, dacă nu știu, ei trebuie să le bagi în cap cine ești, altfel trec pe lângă tine. A fi bătăios, nu înseamnă a fi șmecher. Corect. Eu m-am bătut pentru meseria asta și cu Cornel și separat și din toate pozițiile. Lucru care, cum să spun, nu ne-a adus decât beneficii în viață. Pentru că, să spun, lumea în perioada aia, 90-91, n-aveau mama, n-aveau tată, călcau peste tine, te dădeau afară, te dezmatriculau. Erau unii care erau cei mai tari la vremea aia. Comedianți. N-aveai loc de ei. N-aveai loc, nu. Deși la ora asta spun că câte generații au crescut ei și, scuzați-mă că virgulă, câte generații au crescut ei și ce... Dar voi... Romică și întrebați-i și Cornel. Întrebați-i cum îi zbura hainele lui Țociu din cabină. Noi nu mai stăm cu ăsta aici. Dacă mai stă ăsta aici, noi plecăm. Noi plecăm acasă, da, tot ziceau așa. Și ne-au aruncat hainele din cabină. Da. Vorbim de mari actori, nu? Mari actori, da. Mari actori. Dumnezeu să-i odihnească pe alții, Dumnezeu... Pe alții Dumnezeu să-i țină în viață. Să-i țină în viață, sănătoși. Până la urmă Dumnezeu a vrut să rămânem, am confirmat, suntem iubiți, suntem modești. Nu știi cum stăteam pe îmboscheți până terminau în număr? Intram, făceam două minute și după aia venea la geam. Era la, ieșiți! Și noi, zang, dispăream în boscheți și intrau aia, pac, pac, își făceau treaba, plecau. Că aveau 3-4, noi stăteam atârnați la una acolo. Am înțeles. Acum revenind la... Nu, n-ai înțeles nimic, îți spune. N-am înțeles? Nu. No. Păi atunci înțeles. Continuați. Nu. Mai bine să nu dăm nume. Da. Nu, dar nu, dăm, nu. Nu vreau am trecut peste asta, am rămas să spun ceva. După toate lucrurile care ni s-au întâmplat,
făcute cu voie și fără voie, pe semne că cine știe, pe semne că așa au fost învățați să reacționeze vis-a-vis de cei care vin din spate, noi după aia, în toată perioada asta de timp, i-am respectat, îi iubim, îi vorbim numai de bine. Da, peste tot îi iubim foarte de bine. Le-am făcut și statuia, am la mine în spate, acolo, din cartofi. Acum, de la partea asta profesională, hai să ne întoarcem la familie, la stâlpii celor două familii, doamna Palade și doamna Țociu. Păi și noi ce suntem? Noi suntem ce suntem? Noi ce suntem? Voi sunteți stâlpii? Păi noi suntem stâlpii. Voi sunteți stâlpii? Ele sunt proptelele, că țin de stâlpii. Sunteți conștientă că a dormit mai multe nopți cu Palade decât cu dumneavoastră normal, în căsnicia asta? Normal. Mă întreb când am făcut copii. Unde erai? Între turneu. În turneu. Știi că lungimea trebuie să fie mai mare decât distanța. Adică poți să... Băi, deci atenție. N-am putut să stau nici să mă bucur de nașterea lui Cătălin pentru că seara aveam spectacol la Neptun. Ne-am dus, l-am văzut, l-am pupat. Eu tot îl căutam pe altul, că aveam altă viziune despre voi, precum aveam altă viziune despre copil. Mă gândeam, bine, după aia, după ce m-am uitat și în oglindă, m-am gândit, bă, de unde să iasă Alain Delon, dacă... Și i-am zis, nu cred că e la pată, dar uite, după mână, el e. Bun, l-am luat, l-am pupat, am felicitat-o pe Nicoleta, Cornel m-a aștepta și m-a întrebat cum e. Bă, arată bine, are părul ca al tău, hai, vorbim pe drum. Și seara am băut până dimineața cu Gheorghiu, cu Cătălin Crișan după spectacol și a venit așa: Ioan, Cătălin, Țociu. Și dimineața la 5 după ce ne-am îmbătat cocă, așa a rămas, i-am stabilit numele: Ioan, Cătălin, Țociu. Dar de unde a venit asta cu Ioan și Cătălin? Cătălin de la Crișan? De la vodka. De la vodka. Cătălin de la Crișan? Cătălin de la Crișan, ne-a sunat mie. Adi de la Vâlcea, știi, Cătălin de la Crișan, Adi de la Vâlcea. Da. Romica de la Țociu. Ioan mi-a sunat mie foarte bine. Nicoleta vrea să-i spună Andreas. Andreas Iulian Țociu. Andreas Iulian. Știi că este falia aia. E bine că mai asculți, e bine că ți-ai ascultat soția, adică... Da, până la urmă, dar de ce? Ioan Cătălin... Are așa o muzicalitate plăcută, frumoasă. Poți să cânti ceva pe el. Pe Andrada, cum trebuia să o cheme doamna Palade? Eu, inițial, când a venit Cornel și m-a întrebat ce nume îi dăm fetii, i-am zis Chiralina. Zic, ascultă, știu, e singurul copil din salonul ăla de nou născut care face la! Deci Chirăia, înțelegi? Așa a început Chirăie... cu cânta ca ai vezi pe pereți, nu? Da, 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 ea nu știa să facă numai la. Uh-huh. Și am zis, zic, cântăreață o face mama. Ceea ce așa se configurează. Corect. Și mi-a venit mie, noi, punem Andrada. Nu, eu i-am zis Andrada, tu i-ai zis Valentina. A, eu am pus Valentina. E, lăsați că vă certați după emisiune. Valentina! Deci Andrada Valentina, știi? Corect. Și de unde e Valentina? Te cheamă și Valentina? Da. Da, mă cheamă și Valentina. După Valentina Tereșcova. Valentina Tereșcova. Valentina Tereșcova este prima femeie cosmonaut, să știi. Ok. Vrei să scap de ea de acasă? Am înțeles. Ca să vezi ce aspirație avea. E bine... Dacă îi puneam numele Prunaru, nu suna bine. Andrada Prunaru Palade. Andrada Prunaru Palade, da. Andrada Gagarin Palade. Parcă sună mai bine. Gagarin. Andrada, tu îți dai seama că din prima zi mama ta și-a dat seama că tu vei fi cântăreață? Păi asta am zis ce zi. La neonatologie acolo sau unde erai în pătuța la maternitate. Hai să vedem cum cântă Andrada. Și după aia o să vă întreb dacă nu există riscul ca această colaborare Țociu Palade să se întâmple și la generația mai tânără. Cătălin e tot cu... Da, vorbim imediat, Andrada. Iartă-ne, te rog frumos. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you. All I want to do is
to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Love to you, love to you. Woo, baby, love to you. And I can tell by the way you walk that walk and talk that talk. Oh, baby, and I can tell. Ada Palade sau Andrada. Ada. Ada. Ada, nu? Mă uitam. Bravo, foarte frumos. Iubirea din ochii, din ochii tatălui. Bravo. Aveam aici o declarație a lui dintr-un alt platou de televiziune. Spunea: curg apele pe mine, sunt foarte mândru de ea, de modul cum înțelege lucrurile, de profunzimea pe care o are. Andrada, te iubesc până am să mor și după moarte. Cam asta s-a citit în privirea lui lui Cornel. Ada, tu spuneai că atunci când erai mică și întrebai unde e tata, mama ta spunea că tata s-a dus să facă bani, nu? Pentru, da, pentru că familie. S-a dus să facă bani pentru noi, să avem ce să mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm. Și era de înțeles, am fost un copil destul de înțelegător în lucrurile astea, dar tot plângeam după el și am simțit lipsa și acum îi simt lipsa când mai pleacă. Adică... Tu stai încă la ai tăi, nu? Nu, m-am mutat. Te-ai mutat? Da. Ba, nu e așa. Stă când la noi, când la ea, iar vine, iar stă la noi, iar stă la ea. E așa, e un lucru. Stă la ea, stă la noi, la noi, la noi, la noi, mai stă la ea, la noi, la noi, după care mai stă la ea, la noi, la noi. Mai mult stau la mine decât la ei. Așa posesiv este Cornel? E posesiv, îți dai seama. O iubește, eu, îți dai seama că... Ai și tu, fată. Ai și tu, fată, înțelege... Noi a trebuit să împărțim, să ne împărțim, să împărțim într-o oarecare măsură dragostea. Îți dai seama că Cătălin e sufletul meu. Dar mai am primit 18 ani, nu? Cătălin a făcut săptămâna asta, săptămâna trecută. Săptămâna trecută a făcut 18 ani, apropo. Dă să pup. Băi, a făcut 18 ani, nu mai faci ca la 4 ani. Nu mai ești așa răsfățat e? Îți dai seama că am să-l iubesc tot așa până la 100 de ani. A fost și bucuria noastră, ne-am bucurat tare mult, mai ales maică-sa, pentru că e sufletul lui maică-sa, Cătălin. Și al meu, dar ea mor de... îmi pare rău că nu e. Ai făcut 18 ani, Cătălin, nu te moști de acasă, nu... Ba da, mi-a zis, l-am întrebat pe tata, mă las să mă mut singur, să încerc să mă descurc, da. Și mi-a luat un apartament
vrea să-mi ia în capătul străzii. Păi și unde e afacerea, că nu înțeleg? A zis că să vină femeia care ne face curativ. A, să fie mai ușor femeia de serviciu, da. Păi trebuie să fiu cu ochii pe ca pe butelie. Nu-l las. Deci în capătul străzii, da? În capătul străzii, da. Și tu stai tot așa, Andrada? Eu stau ea în e mai norocoasă. 18 km mai departe. 18 km distanță de casă. Sunt mai super. Bine. Da, dar noi stăm la țară și asta în buric. Aici e diferență. În buricul... E, când sunteți obosiți și n-aveți chef să vă duceți la țară, mai dormiți pe la... Nu e chiar pe așa. La fetiță, nu? Nu. Nu dorm niciodată la tine ai tăi? Niciodată. Cum adică să dorm? Are tata cheia de la casa ta? Nu suportă palate dacă n-au de găini, pisici, găine. E prea... A, e legenul patriarcal, trebuie patria, să le mute patriacal, pe toate, nu? Pe balcon și nu în cap. La mine mai mult miurle mățele și latră câinii, deci nu cred că i-ar place. Fără găinii, nu fac. Bun, acum trecând la lucruri indiscrete, aș vrea să... Am un material din arhiva emisiunii și vreau neapărat să-l vedem, pentru că tot este aici și doamna Palade. Și aș vrea să aflu părerea dumnei. Vă rog frumos materialul video ăla cu Cornel. Te-a venit vreodată cu botezatul pe tine? Te-a pus vreodată la prost îmbrăcați? Da. N-a avut niciodiată posibilitatea. N-a avut niciodată, da? Da? Această... Da? Da? Da ce? Nesimțitul. Întreabă-l. L-a băgat vreodată la prost îmbrăcați? Băi, controlează-ți cuvintele. Vă rog frumos. Băi, controlează-ți cuvintele. Am vorbit cu producătoarea. Doamne, dacă nu dați poza asta, plec din emisiune și am terminat. Vă rog frumos să vedem poza. Stați un pic. Vă rog să vedem poza. Uite, nesimțitule, să se vadă poza. Palade, el este cu Bianca Drăgușin. În realitate, el este. Nu mai râde. Și dă-te de aici, că ăsta e în stare să se dea și la tine. Sânziana, stimați telespectatori, până acum a fost o simplă vrăjeală. Ce mutu, ce ăla, el este cel care, uite-mă, a ajuns să plimb câinele lui Bianca Drăgușin prin parte. Dar care-i problema? Dar te puțin... cu Bianca Drăgușin. Da, care-i problema? Fata, când... Ufticosule! Fata ta când va vedea poza asta cu umbli cu Drăgușin, ce va zice fata ta? Va fi mândră, zice, bravo, uite ce tata! Auzi? Ce va zice fata când va vedea poza asta? Fata este pe canapea, nu mai vorbesc de soție. Fata spune felul următor, tu ai un câine acasă, plimb câinele altea în loc să plimb câinele nostru. Nu era vorba de câine, era vorba de Bianca. Dar nu mă interesează, domnule, de Bianca. Câinele e mai important. Pe mine mă interesează, știu. Doamna Palade, pe dumneavoastră vă interesează ce câine plimbă Cornel? Da. Sau ce cățea? Da. Nu. Te rog, fără sex. Pare că el a descoperit-o pe... Vezi că Romica nu știa cum o cheamă, bine. Nu știam pe Drăgușin, da, dar nu știu. Nu, dar n-am înțeles ce vrei să spui, fără sex ce? Fără sex ce, cu câinii? Prin cățelul, dar fără sex. Ba da, mă, poate să ducă cu câinele să eu facă. Eu cu cățelul de când? Doar să ridice piciorul sus ca să... Să facă pipi. Vorbesc de câine. De câine. Bun, deci nu mai umbla. Eu i-am spus lui Cornel că o să-l fotografieze până la urmă. Voi spuneți, și Romica și Cornel, că a fost așa o mare armonie în ultimii 20 ceva de ani între voi, între familiile voastre. Numai așa puteam exista, pentru că viața noastră, fiind împreună tot timpul, și acasă trebuiau ca lucrurile să fie... Romica, nu te arunca, că o să îți arăt contrariu. Să vezi că totuși a existat o mare ceartă, din cauza la bani, cum se zice la noi în cartier. Păi ce e vreo minune? De la bani se ceartă toată lumea. Toată lumea. S-au și despărțit familia, au fost grele. Și cupluri. Și cu toate astea, pentru că Andrada spunea că cel mai mult a învățat de la Romica, de la unchiul Romica, a învățat șmecheria. Hai să vedem ce s-a întâmplat acum vreo 2-3 ani de zile, când Romica și Cornel s-au certat. Fii atent aici, ce mă deranjează, că ai început cu strâmbe, înțelegi? Am venit aici, mi-ai zis că o să fie o emisiune frumoasă, că o să ne simțim bine, acum te-a pus și baginele. Ce rost avea toată chestia? Face parte și asta din istoria voastră, adică... Păi... Dacă erați perfecți, crezi că să m-a uitat cineva la voi? Perfecți ca Bogdan Vlădău și Cătălin Botezan. Erai mai simpatic când ai. Acum te-ai apucat să intri la strâmbe, la contre, de-astea. Am fost și bolnav când eram mic. Bună dimineața! Vă rog materialul, haideți! Îl sun pe Cornel Palade, îmi cere 3.000 de euro pentru... 3.000 de euro. Da?
pentru prezența la emisiune, plus 2000 de euro drepturi de autor. Între timp, până când să-i dai tu, cum să spune, ok-ul, m-a sunat pe mine și mi-a zis, bă, am vorbit cu Morar, mai mult de 3000 nu ne dă, nu poate să ne dea. Deci băiatul își trăgea 2000 pentru el. Măi Cornele, măi Cornele, ai cerut multe novele, floare albă, floricică, și la iarăs tu, părumică. Nu stau lângă ăsta, mă, că ăsta e în stare să-mi fure și tricou, mi-l fur acum. Auzi, dar să ia banii. Eu am vrut să iau banii ăștia, dar 5.000 de euro. Pe mine 5.000 de euro. Povestea asta și am câștigat un rahat amândoi, înțelegi? Pentru că tu ești fraier și nu ești atent ce faci. Ce am spus, domnule, lasă-mă să lucrez. Nu! Păi stai, mă, stai că lucrai și pe el, dar și pe mine. Păi cu mine ce-i? Știi ce mă deranjează? Că nu ții cont de faptul că suntem de atâția ani împreună. Am împărțit și bune și rău. Suntem în săptămâna mare. Da, facem asemenea gafe extraordinare. Păi ce mă stai? Numai tu pui potul la săptămâna... Pui potul la un puști. Da, da, în săptămâna mare vrei să-mi tragi o țeapă foarte mare. Aia era... Ce făceai cu 2000, mă? Ce făceai cu 2000? Ce vrei? Dă-te și ție 1000. Bă, dar du-te, bă, că nu-mi dădea. Tu ai observat, îl cunoști de 20.000 de ani. Da. Nici nu clipește când minte. Păi nu e, dar asta e periculos. Moldoveanul e periculos, te arde cu ochii deschiși. A încercat și Cornel să fie odată șmecher, să facă jobul lui Romică și uite că nu i-a ieșit. L-am deconspirat. Problema e că ei se certau atât de frumos. Atât de real. Atât de real încât nu mai știam dacă e pe bune sau... Problema e că ai scăpat de bătut. Tu știi că se putea întoarce împotriva ta toată... Ăștia o să se certe irreversibil. Bă, dar nu știi pe aia. O să se cupleze cu Buzdugan, eu mă duc să fac... Nu știi pe aia, am fost la o emisiune la Stanc. Când am dat lui Stanca cu paharul de apă în față. Lui George Stanca. Da, lui George Stanca. Ne-am bălăcărit, să nu te mai văd, nesimțitule. Pleacă de aici, Oltean, și pe George. Moldovean, lui George, bă, cronicar de mâna a doua, realizator de șantal, îl pui împotriva mea. M-a primit a doua zi tot felul de aia. Bă, să-ți fie rușine, George Stanca. Ai despărțit și noi doi actori pe care îi iubeam și pe aia despărțit și să ruga de noi. Mă, veniți la emisiune că mă înjură lumea, vă rog, e frumos. Îți dai seama, a fost atât de bine făcută, fără greșeală. Și am mai făcut încă una la Teo. La Teo. La Teo. La Teo? Da. Aprilie. Teo n-a știut până la jumătatea emisiunii. Că voi... Că noi ne certăm și că e aranjată din spate de Andreea. Dar v-aș certa vreodată pe bune? Asta vreau să întreb și eu, bravo. O ceartă din asta... Ar trebui pe doamne să le întrebăm. Doamna Palade, vreodată ați văzut o ceartă pe bune? Eu nu am auzit să se fi certat. Că discuții sunt, dar de certat, nu. Mici ciondănel, pe meserie, pe asta. Pe meserie, nu? Că așa... În niciun caz, nu cred că ne-ar comunica nouă. Andrada, tu ai văzut vreodată ce ciondănină? Eu sunt și în branșă. Eu îi știu când se ceartă, când se pupă, adică... Pe gură? Nu știu, asta e treaba lor. Pe gură m-a pupat pe mine, Cornel, și nu o să uit niciodată chestia asta. Amândoi te-am pupat. Ce nu te-a pupat vreun fraier? Ce te strâmbă? Corect, nu m-a pupat Cornel Palade. Bravo! Doamna Țociu, înțeleg că dumneavoastră aveți și alte... Cum se spune, Romică, că am și febră... Preocupări. Preocupări... Extracurriculare, nu? Extrafamiliare. Da. Am deschis o casă de modă care se numește Dark Horse Fashion și am adus un brand de lingerie de damă în România. O să avem și o prezentare pe care vrem să vă arătăm. O să pui mâna pensionarii față la perete. Dar vreau să vă întreb, urmă... Cine? Vedem dacă e un brand sănătos sau nu. Romică poartă așa ceva? Adică poartă brandul pe care dumneavoastră l-a legat? Păi dacă e de damă, cum să poartă Romică? Păi l-am mai văzut, adică... El poate doar să cumpere, să le poarte, nu cred. Andrada, te porți? L-ai văzut undeva? Nu. Spune. L-am văzut îmbrăcat în femeie, l-am văzut. Nu, dar îmi place să mă uit la lucrurile frumoase pe care le-a adus. Păi hai să ne uităm. Ne uităm cu toții? Cum a spus că se numește? Dark Horse Fashion. Dark Horse...
Darkhorse. Hai, că aștept de nu știu când. Hai să... Doamne, hai, și domnilor, prezentarea de lingerie. Vezi pe care vrei să o facem cadou... Andradei? Iuliei, da. Iuliei. Să înceapă prezentarea. Felicitări doamnei Țociu pentru colecția asta. Așa ceva, Rodica? Poți să vii așa de astăzi înainte? Băieții au votat da. Se poate să... Da? Mulțumim mult de tot. O să asigurăm la fiecare emisiune. Să știți că eu am renunțat la tratamentul cu tablete, am trecut pe tratamentul cu fete și am scăzut la 39,2 la 38,2. Iar tratamentul cu tabletă îl avem pentru voi imediat după pauză. Dăm tableta asta, dacă știți, vorba lui Morar. Ne întoarcem.
Telecom prezintă. Hai că începe documentarul cu rechini. Că n-am zis că ne uităm ca băieții la rugby. Cum? Ești gata de acțiune? Cu atâtea canale bune, e greu să alegi la ce te uiți. Ia-ți televiziune de la RomTelecom. Ai cele mai bune documentare, sport alese și filme de top. Primești maxim de canale cu cel mai mic preț. Comandă la 1930. RomTelecom. Televiziune, internet, telefonie. Ziarul Libertatea lansează colecția Vara Filmelor de Acțiune. În fiecare luni caută la chioșcuri un nou volum dintr-o serie incendiară de 6 DVD-uri cu filme de senzație. Nu rata întâlnirea explozivă cu nume grele, actori care au făcut istorie: Sylvester Stallone, Jason Statham, Chuck Norris, Bruce Willis sau Jean-Claude Van Damme. Preț special 12,99 lei, exclusiv cu ziarul Libertatea de luni. Dacă descoperi că ai micoza unghiei, acționează imediat. În numai 2 săptămâni, Canespor Onicoset ajută la îndepărtarea unghiei infectate și în următoarele 4 săptămâni, Canespor Cremă elimină micoza unghiei din rădăcină. Tratamentul complet Canespor de la Bayer pentru unghii frumoase și sănătoase în doar 6 săptămâni. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La McDonald's a început festivalul verii. Vino și bucură-te de noul Grande Italiano, ispititorul Greek Wrap sau o porție de creveți delicioși. Festivalul verii de la McDonald's. Și la McDrive 24/24. Vă prezentăm noile proteze dentare pentru câini, pentru că 4 din 5 câini adulți suferă de afecțiuni ale dinților și gingiilor cauzate de depunerile de tartru. Sper că glumești. Mai bine îmi dai Pedigree Dentastix, un baton delicios care ajută la reducerea formării tartului cu până la 80%. Dentastix, de la Pedigree. Ai încredere să-ți dezvolui pielea sub brațului? Mai ales după epilare, pielea poate fi iritată după epilare. Deodorantul Dove cu pătrime cremă hidratantă ajută la repararea pielii după epilare în doar 5 zile. Pentru o piele a sub brațului frumoasă, folosește Dove. Protecție eficientă, piele catifelată. Nou de la Knorr, la fix pentru cartofi wedges la cuptor, presărați cu mirodenii și bine rumeniți. Cartofii merg cu un sos delicios de usturoi. Încearcă-i acum! DDB Red Hot Cherry, DDB Coco Grande și DDB Lime Mai Cola, por favor. Vara asta, distrează-te de bilioane cu Danone de băut. DDB Red Hot Cherry, DDB Lime Mai Cola și DDB Coco Grande, frate. Spulberă mirosurile neplăcute din hainele tale cu prospețimea pură a noului Dero 2-in-1 Flor Balsam cu 5 plante minune. Prima dată am încercat ciocolata neagră, puternică, intensă, cu personalitate. Ciocolateria Casting Cream Gloss. Alegeți colorarea fără amoniac. Tentantă, nu am putut rezista ciocolatei cu miere. Aceste reflexii glossy-glossy. Parfumul, textura mătăsoasă. Cum aș putea rezista? Casting Cream Gloss de la L'Oréal Paris. Diminețile sunt de acum și mai savuroase cu Belvita crema delicioasă. Cremă cu fermenți din iaurt și biscuiți pereche din cereale integrale. Noi biscuiți Belvita crema delicioasă. Încearcă și tu! Împotriva tuturor urmelor de deodorant. Noul Passport Invisible Power. 72 de ore protecție de ochi și fără urme pe hainele negre, albe și colorate. Eficiență maximă și protecție împotriva tuturor urmelor. Passport Invisible Power. 8 din 10 consumatoare s-au convins. Passport Invisible Power de osprey nu lasă urme. Wow! Tocmai te-ai vopsit? Nu, acum culoarea mea rezistă și mai mult. Nou, panoare intensiv Camel Cream cu keratină lichidă. Pentru o culoare intensă cu până la 50% mai durabilă și un păr strălucitor care pare proaspăt vopsit pentru mai multe săptămâni. Nou, panoare intensiv Camel Cream. Schwarzkopf. Îngrijire profesională a părului pentru tine. Ești un cățărător pe un versant încă necucerit. Ai rămas suspendat. Inima îți bate puternic. Și te întreb dacă vei reuși. Așa te-ai simțit la primul tău sărut. Fire,
Lucrurile bune sunt mai aproape decât crezi. Cu noile abonamente Vodafone Smart ai beneficii nelimitate și smartphone inclus de la doar 10 euro pe lună. Vodafone. Okay, which one of you losers nicked my deodorant? Who don't smell like you? Who would smell like you? Nice, mature. Zip it, shrimpy. Dan, eat your Snickers. Why? Because you turn into a right diva when you're hungry. Better? Better. Don't stop, grab a Snickers. Visezi la vacanță? Pregătește-te pentru o vacanță reușită cu Linex. Luat înainte de călătorie, Linex ajută sistemul digestiv să se adapteze la schimbări și previne tulburările digestive ca diareea sau constipația. Linex. Protecție dovedită împotriva tulburărilor digestive. O vacanță reușită începe cu Linex. Caută în farmaciile partenere super oferta Linex pentru întreaga familie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Bună seara, bine v-am regăsit la Raida Bun. Familia Palade înfruntă familia Țociu în această seară. Am impresia că este cel puțin între doamne. Doamna Țociu cu doamna Palade, vă mai vedeți la cafea din când în când? Când avem timp și dacă ea e liberă. Și ce bârfiți despre Romica și Cornelă? Nu avem treabă cu soții, nu? Nu. Sunt mult prea puțin. Noi vorbim de ale noastre. Avem alte subiecte. Nici de cum ei. Dar e bună întrebare. Da, mă întreb și eu. Ești un drăguț. Da. E, din totdeauna știi cum. Dar voi doi când vă vedeți, vă mai plângeți de soții? După 20 de ani. Cum să te plângi de soții? Se pot plânge ele, noi nu. Te plângi de șale după 20 de ani. Te mai plângi de... Fetele au stat lângă noi atâția ani de zile și au ținut steagul sus și ce să te plângi? Nu mai laude. Corect. Aș vrea să vă arăt... Stai să o salutăm și pe... De cine? Pe Daria. Daria... Daria se uită precis la telefon, da? E la Câmpia Turzii cu prietenele ei, e în piscină, are viață, petrece. Mm-hmm. Cătălina a rămas cu noi. Vreau să ne amintim de o perioadă frumoasă din trecut, să vedeți filmulețul ăsta și să vă aduceți aminte câți ani aveau copiii atunci, pe vremea aia, ce făceați, unde mergeați în vacanțe. Dați ceva frumos de arhivă, dacă se poate, play la filmuleț. Bă, dar chiar nu ți-e rușine să stai așa? Chiar nu ți-e rușine să stai așa? Bă, uite care este, doamne, deci, băi, am început bine? E o poantă bună. Dacă nu v-ați uitat de la început, n-aveți cum să înțelegeți. Credeți-ne pe cuvânt. A fost bada. Treci Oreste. Treci, mă, Oreste. Dom'le, știi ce nu înțeleg eu? Ori este, ori nu este. Ori este. Ce înțeleg eu e că amândoi vreți să fiți Mircea Badea. Nu. Treci. Treci acolo. Bravo. Nu, e râvnit ăsta micul, nu? Oreste! Ai toate tăieturile la tine? Da. Nu, până aici e bine. Nici nu se exprimă mai concis, să știi. Poți să-l pui mai jos, că nu ne deranjează. Sper că nu te apuci de striptease. Tare de tot! Tare de tot! L-ai făcut celebru și pe Mircea Badea. Da, noi erau celebri... Atunci da.
Atunci da. În perioada aia eram toți la antenă. Eram la aceeași antenă? La aceeași antenă. Bine, noi suntem la aceeași antenă de vreo 20 și ceva de ani, cam așa ceva. Ba da, vreo 15 ani. Dar știi din ce an e? Aia din 98-99. 2001. 2001, bravo. 2001, da. 2001. L-am recunoscut 2001, că atunci l-am vopsit pe Palade. Deci astăzi, Cătălin, săptămâna trecută a făcut 18 ani. Da. Deci avea ce vreo... Cacice a avut ăsta la ziua lui, mă enervează. Da? Da, de-aia ai organizat-o tu, te-ai ocupat special de... Ei, m-am ocupat. Ne-am ocupat și noi. Ne-am mai trimis și capatos o gagică care a ieșit din cutiuță. Uh-huh. A avut o zi frumoasă. Mai mult cu fete decât cu băieți. Nu știu. Câte fete, câți băieți au fost, Cătălin, la ziua ta? Nu mai știu exact numărul, dar au fost destui. Cătălin, dacă Nu am. În momentul ăsta e liber. Dă-te, mă, liber. Dă-te... Nu, chiar nu am. Dă-te nu liber am, și așa ți-a tati în colțul celălalt al străzii, capătul celălalt al străzii apartament. Nu are. La nu 18 are. Ani să ai una... Dar tu îți dai seama că tu, când erau imaginea asta la televizor, erau difuzate în 2001, tu aveai 6 ani? Da. Doamne, cum mai trece vremea. Andrada, tu de majorat ce... ce ai făcut? De majorat? Am făcut o petrecere... Da, a fost mare. Ce petrecere a fost? A fost mare petrecere, da, a fost uh-huh. superb. Am avut jumătate rockeri, jumătate rapperi. Aha. A fost extraordinar ce s-a întâmplat. Tatăl tău din ce gașcă era? Rapper sau rocker? Rocker. Era o pala de rocker. Suntem rockeri până... În pânzele albe, nu e asta problema. AJ Weinberger a cântat la... Wow, la majoratul tău? Da, wow, este un om extraordinar. Deci ce diferență, ai ieșit o fată, a trimis capatos o fată să iasă din tort? Normal! La majoratul Adrian a cântat AJ Weinberger. Hai să mai vedem... La mine a ieșit bunica, a ieșit din debarat. La majoratul tău? La majoratul meu. Să-ți povestesc cum au fost. Au fost trei fete care erau cu două capete mai înalte ca noi. Mama și cu tata... stăteau în sufragerie așa și se uitau și noi dăm seama cu alea, îți dai seama, mai mari cu două capete, blues Demis Roussos, îți dai seama, era, a ținut mult până dimineața, o oră a ținut. Asta l-a majorat? Majorat, da. Când am făcut 18 ani, am primit o pereche de blugi Levi's. Eu n-am. Tu n-ai petrecut la majorat, nu? Nu, eu n-am împlinit 18 ani. Am trecut peste. Că nu mi-a făcut niciun majorat nimic. A? Da. Dar aia știi cum mi-a adus aminte de blugi Levi's. Se duce un moldovean, se duce să-și cumpere niște blugi. Și zice aia ce... Mă rog, o să trec pe la caserie. Ce... Avem ceva mai interesant așa, dacă vreți, la 400 bucata, blugi Lee Cooper. Și uite ăsta, răi, ce dați frumoși, dar... Ceva fără păr nu aveți. Lee Cooper, da. Hai să vedem un alt material din perioada respectivă. Andrada, te-am văzut râzând cu poftă la glumele tatălui tău. Hai să vezi râsul ăsta sănătos și talentul vocal de unde vine. Uite-te la imaginea asta. Florile în castan s-au scuturat, dar să știi că totuși n-am uitat. Când în păruți îți spuneam eu flori, dar m-ai înșelat de-atâtea ori. Dar eu continui să te iubesc. Umblu ca nebun nopțile pe drum de dor, dar eu continui să te iubesc. Știu că viața mea fără tine n-are rost. Ardu, maestre! Mai tai-o că e penibilă, lasă-o.
Hai că e bine. Hai că e bine. Nu, dar Cornelu cântă asta extraordinar, da, să știi. Da, dacă îi dai o formație depinde bună, cine-i pe spate. Depinde da. Cine-i pe spate, da. Nu, cred că eram beta acolo. Nu. Nu era buget în antenă pe vremea aia pentru formații de profesioniști. E, nu, dar fiind live... Mai scapă. S-au încropit așa, bine. Avem de dat... Avem, iertați-mă că vă întrerup, avem de dat și astăzi tableta de la quickmobile.ro. O tabletă de jucat, citit, e foarte navigat bună pe internet. Aia. Eu am avut de asta. Ați avut, nu? Da, de mic aveam de asta. Paletă de asta, nu? Și se numea paletă, nu merge tabletă. Și telefonul pe ea, să știi. Merge și telefonul, aveți dreptate. Tableta asta de la quickmobile.ro puteți să o luați dacă țineți minte vorba lui Morar, vă uitați diseară la agentul Duban, la Andrei Duban, iertați-mă. Vă uitați la Andrei Duban, spuneți start concurs, spuneți vorba și câștigați tableta. Vorba lui Morar de astăzi, bine editat, îi șade Luțociu lângă Palade. Bine, asta e un truism deja, e o axiom. Dini de Tătișa de Luțociu lângă Palade. Vorba lui Morar, țineți-o minte și câștigați la Andrei Duban. Ce mai trebuie să facem? Să cântăm, da? Cântăm. Hai să le chemăm pe fetele de la Blexi, da? Doamnelor și domnilor, de la Marul Mării au bătut drum lung până la noi aici, în bătătură, cântă Blexi Girls. O... Gata? Sunteți pregătiți, băieți? Hai mă, băgați! Aveți cântec despre mare, nu? Da! Frumos? Frumos, mergem la mare, toată lumea vrea la mare acum, că pe căldura asta din București vrem să uite plecăm. Uite ce am plăcit eu la mare. O, Doamne. Gândiți-vă de două ori înainte să mergeți la mare. Mulțumim, Blexi Girls, hai să cântăm, ne întoarcem cu familiile Țociu și Palade, imediat, la Rei Dabur. Astăzi e bine și ziua a început, îmi fac bagajul, pe plajă mă mut, drumul spre mare mă așteaptă de mult, îmi zice hai vino că vara a început și un dor. Și tot ce aud în mintea mea e marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Geam tap pe umăr, șapca pe cap. Băieții mă întreabă unde oare a plecat, le spun că mă duc la mare, să rasez în apă, să adorm la soare. Mi-am rezervat un loc pe plajă, dar vara asta eu nu dorm, sincer nu-mi pasă. Cheamă la ea un dor adânc, din nou mă cuprinde și tot ce aud. Doar fix în cot ca la 20 de ani.
Ești un cățărător pe un versant încă necucerit. Ai rămas suspendat. Inima îți bate puternic. Și te întrebi dacă vei reuși. Așa te-ai simțit la primul tău sărut. Lucrurile bune sunt mai aproape decât crezi. Cu noile abonamente Vodafone Smart, ai beneficii nelimitate și smartphone inclus de la doar 10 euro pe lună. Vodafone. Tati, o să-ți arăt cum să mănânci un biscuit Oreo. Atenție, e foarte complicat. Mai întâi îl răsucești, pop, apoi lingi crema. Tu nu ești obligat să zici dar el nu apărat ține. Apoi lipești ca într-un pupic. Îl bagi în lapte și îl mănânci. Poți să încerc? Nu. Dar de ce? Nu cred că ești pregătit încă. Descoperă Oreo într-un format avantajos, perfect pentru întreaga familie. Oreo, biscuitul preferat al laptelui. Burtici fericite, vara Activia. Vara asta cumpără oricare Activia de băut, introduc codul bonului fiscal pe pagina de Facebook Activia România și poți câștiga în fiecare zi un costum de baie sloghi așa cum vrei tu și multe alte premii garantate. Burtica mea e fericită și vara e mai frumoasă. Hai. Vă ajut? M&M's, buline neserioase de ciocolată. Uite, suntem pe lista de invitați. Ah, ăla-i meniu, creier de alună. Ți-ar plăcea să simți picioarele ca noi? Descoperă crema hidratantă concepută special pentru pielea uscată a picioarelor tale. De la Scholl, formula sa unică pentru hidratare în profunzime are un efect imediat. Crema hidratantă pentru pielea uscată a picioarelor. De la Scholl. DDB Red Hot Cherry, DDB Coco Grande și DDB Lime Mai Cola, por favor. Vara asta, distrează-te de bilioane cu Danone de băut. DDB Red Hot Cherry, DDB Lime Mai Cola și DDB Coco Grande, frate. Zi de zi, casa ta poate fi o oază de confort, siguranță și plăcere. Chiturile și silicoanele Ceresit te trimit în vacanță. Cumpără chituri și silicoane Ceresit în valoare de minim 40 de lei, trimite numărul bonului fiscal prin SMS la 1862 și poți câștiga o vacanță în Spania, la Port Aventura, sau unul dintre cele 300 de geamantane. Detalii pe ceresit.ro. Pisica mea adoră puiul rumenit ușor la grătar, la fel ca și mine. De aceea îi ofer Whiskas Delis, preparat prin metode speciale. Whiskas Delis cu pui la grătar este irezistibil de apetisant și atât de gustos. Whiskas Delis. Pisicuțele ar cumpăra Whiskas. Satana Poca, gustul copilăriei. When all goes sideways and all goes blue, that's the time to make right with you. Puterea alinta Romei ne aduce mai aproape. Iacob Scrâng. Ești un cățărător pe un versant încă necucerit. Ai rămas suspendat. Inima îți bate puternic. Și te întrebi dacă vei reuși. Așa te-ai simțit la primul tău sărut. Lucrurile bune sunt mai aproape decât crezi. Cu noile abonamente Vodafone Smart, ai beneficii nelimitate și smartphone inclus de la doar 10 euro pe lună. Vodafone. Prăjită și măcinată sau solubilă pentru Iacob Scrâng este același lucru. Aceleași boabe alese, aceeași aromă unică.
Iacob Scrânung, solubilă. Să ne jucăm cu animalele polare! Acum puteți! Cu noile bețișoare de înghețată de la Danonino! Doar vrei un bețișor, înguia congelator și înghețată îți faci ușor! Tot cu aceleași bețișoare înveți animalele polare, toți amicii cei haioși! Vara asta fă-ți o înghețată sănătoasă cu Danonino! Parfum fragil și subțiat? Ia atitudine! Inovație de la Schwarzkopf. Shauma fitocofeină. Complexul din extract de plante și cofeină stimulează rădăcinile și întărește firele de păr, pentru un păr mai puternic și mai bogat. Nou, Shauma fitocofeină de la Schwarzkopf. Îngrijire profesională a părului pentru tine. Să completezi uleiul? Nimic mai simplu. Oh, nu. Pata asta se scoate doar la temperaturi înalte, iar bluza nu permite decât joase. Asta ne-a inspirat să creăm noul Persil Expert. La doar 20 de grade, capsulele puternice elimină chiar și cele mai dificile pete pentru o curățenie perfectă. Să dăm drumul la strălucire! Wow! Noul Persil Expert. Nimic nu e mai puternic. Bună seara, bine v-am regăsit la Raida. Bun, să știți că în această seară n-ați văzut o poză, de fapt două poze a unor familii fericite. Ele chiar sunt așa, și familia Țociu și familia Palade. Nu s-au reunit doar de dragul de a veni în această seară la Raida Bun, a face frumos și a crește audiența la Super Bingo Metropolis duminică. Oamenii continuă show, se duc la masă după... Da, mergem toți. Adică n-ați făcut o... forțați reunirea asta de familie. Nu, dar ai făcut bine că ne-am întâlnit să mergem la masă mai târziu. N-ați mâncat de mult. Sunteți, da. Asta, ce vreau să le spun telespectatorilor și jucătorilor, duminică vă așteptăm cu cartoane portocalii neapărat, pentru că premiile, ați văzut de pe panou, devin din ce în ce mai mari. Mm-hmm. Am trecut la perioada pe care o așteptați, cred că de mult, bani, case și mașini. Ați văzut ce s-a întâmplat, ați văzut și dacile, ați văzut și casele. E momentul ca dumneavoastră să le câștigați. Ați văzut ce premii am dat duminică, ați văzut și Mitoșerul ce premii a dat, ați văzut și Cruduță că nu e sănătoasă la cap, de nu ne-a zăpăcit pe toți acolo, m-a ales pe Palade, de nu l-a plimbat, de nu l-a îmbrăcat, de nu l-a dus și l-a tăiat. Așa că vă așteptăm duminică la 4 și un sfert, Super Bingo Metropolis, cartoanele portocalii. Cătălin, să zici și tu ca să vezi, să participi, nu numai să ceri. Unde? Cumpărați duminică la... Super Bingo Metropolis. Da. Bravo, Cătălin. Da. Bravo. Atenție, oamenii ăștia nu își iau concediu. Super Bingo Metropolis continuă toată vara, nu? Eu sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Luați-vă cartoane, mâncare. Vă mulțumesc mult de tot, domnul Palade, domnișoara Palade, doamna Palade, domnul Țociu, doamna Țociu și... Noi îți mulțumim frumos pentru găzduire. Țociu Junior. Ne-am simțit tare bine. Foarte frumos, cu adevărat frumos a fost în seara asta. Iar pe final avem ceva iarăși frumos de tot. Andrei Leonte, aplauze pentru el. Bună seara, bine v-am găsit. Mă rog, Andrei și-a lansat astăzi piesă nouă. Astăzi sau... Da, dimineața. Cum se cheamă? Unde-s mulți, puterea crește. Unde-s mulți? S-a făcut 100.000 pe Facebook. Te referi la microbii mei, nu? Dă-te, da? Dă-te mai așa, că au putere. Mulțumim la Fântâna foarte mult. De asta mor fetele. Cum? De asta mor fetele. Da. Unde-s mulți, puterea crește, piesă nouă de la Andrei Leonte, cadou pentru oamenii tăi de pe Facebook, nu? Cam ajuns la 100.000 în sfârșit. Bravo, felicitări. Încă o dată, mulțumim la Fântâna și nu uitați, pe Raida Bunia Rond, antena2.ro, trimiteți mail-urile voastre, cele mai frumoase, haioase poze de vacanță, plecați într-un sejur în cel mai frumos hotel de la Malul Mării, hotelul Inter din Venus. Pa, pa, seară faină! Viața e frumoasă și pare mare, dar toate-s la timpul lor. Trebuie să aștepți cu răbdare, cu ochii în soare, tot ce-i important nu-i ușor. Și viața n-are covor ușor, trebuie să mergi și pe jar.
E pus deoparte ce e al nostru, dar nu sunt toate ce par. Dar niciodată nu vei rămâne fără. Ziua de mâine va fi mai bine. Nimeni nu reușește singur. Că unde smos puterea crește, wow, crește, wow, crește, wow. Că unde smos puterea crește, wow, crește, wow, crește, wow. Încearcă să nu-i calci în picioare. Roata se-ntoarce curând. Și cu aceiași oameni de la urcare te vei vedea coborând. Și viața n-are covoroșu, trebuie să mergi și pe jar. E pus deoparte ce e al nostru, dar nu sunt toate ce par. Dar niciodată nu vei rămâne fără. Ziua de mâine va fi mai bine. Nimeni nu reușește singur. Că unde-s mult puterea crește, wow, crește, wow, crește, wow. Că unde-s mult puterea crește, wow, crește, wow, crește, wow. Că unde-s mult puterea crește, wow, crește, wow, crește, wow. Că unde-s mult puterea crește, wow, crește, wow, crește, wow. Ai nevoie de ajutor, mai târziu sau mai devreme. De la prieteni ce se cunosc când ai probleme. Ține lângă tine, la bine și la rău. Și nu uita că va veni și rău tău. Ai nevoie de ajutor, mai târziu sau mai devreme. De la prieteni ce se cunosc când ai probleme. Ține lângă tine, la bine și la rău. Și nu uita că va veni și rândul tău. Dar niciodată, oh, oh. Frumoasă și pare mare că suntem cu toții aici.